au speranțe mari pentru perioada următoare, calificarea la campionatul european. Horia Păun, noul președinte al Federației Române de Basket, a declarat că această echipă va fi un mix de tinerețe și experiență. Vlad Moldoveanu se va alătura echipei naționale. Nu trebuie uitat că el joacă în Estonia, într-un campionat foarte, foarte puternic și sigur va aduce un plus de valoare echipei. Garantat, o să putem crea o echipă competitivă și să ne apărăm șansele și de ce nu să facem și surprize, a declarat Horia Păun, noul președinte al Federației Române de Basket. România se află în grupa F de calificare alături de Suedia, Slovacia și Letonia.